Ediția 13-a Târgului de Educație Orientări a fost inaugurată de secretarul provincial pentru Educația Superioară și Cercetări Științifice, Zoran Milošević, și secretarul provincial pentru Educație, Reglementări și Minorități Naționale, Mihal Nilaș. Târgul cu denumirea Orientări este în adevăratul sens al cuvântului un festival al perspectivelor educației, atât pentru licee și școlile medii, cât și pentru facultăți. Este o bază pentru dezvoltarea învățământului, a economiei și, totodată, o bază pentru crearea unei societăți științifice care poate fi oferită comunității, fiind o valoare la modul general. Târgul Internațional de Educație Orientări are ca obiectiv, în primul rând, promovarea educației la toate nivelurile, precum și afirmarea educației pe tot parcursul vieții. Secretariatul nostru, dar și guvernul provincial, consideră că acest târg este un mod adecvat de integrare a sistemului de învățământ în Serbia și mai ales în Voivodina. Promovăm și afirmăm educația pe tot parcursul vieții. Este foarte important să oferim elevilor informații calitative la fața locului despre liceele, respectiv facultățile pe care vor să le înscrie anul viitor. În cadrul ediției de anul acesta a orientărilor vor fi abordate teme actuale din învățământ și educație prin numeroase prezentări, mese rotunde și discuții în grup. Cu amănunte revenim în emisiunile noastre.